Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Încercăm în această ediție să vorbim despre tineri. Fără îndoială, cel mai mare eveniment la nivel de tineri în dieceza de Iași în anul 2018 a fost întâlnirea de la Săbăoan din ziua de 5 mai. Despre această întâlnire dorim să vorbim în această ediție. Cum a fost, câți au fost, care sunt ecourile. Vom încerca să răspundem la aceste întrebări și la altele, împreună cu invitații pe care îi avem în studio, cărora le spun bun venit. Mai întâi spun bun venit în emisiune părintelui Felix Roca, de la Oficiul pentru Tineri. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Bun venit și tinerei Marina Dogariu, din Iași, de la Biserica Sfântul Anton. Bun venit! Bine v-am găsit! Și bun venit și tânărului Marius Mădălin Munteanu, tot din Iași, care a avut un rol deosebit la întâlnirea tinerilor de la Săbăoan. Vom afla. Bun venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Dar ca să ne amintim cum a fost la această întâlnire, vă propun să urmărim în câteva minute un reportaj realizat la fața locului, chiar în ziua aceea de 5 mai, un reportaj semnat de Carmen Olaru. Peste 3.000 de tineri romano-catolici din întreaga Moldovă au participat la celebrarea Zilei Tineretului la nivel diecezan în comuna Săbăoan din județul Neamț. După 1989, întâlnirile tinerilor în dieceze s-au făcut anual, gazde fiind diferite localități din Moldova. După Adjudeni, în 1992, alte parohii din Neamț, Bacău sau Iași au primit tinerii veniți la sărbătoare. Dincolo de acest număr de 3.000 și ceva, 3.500, e important că aici sunt tineri care doresc să-L întâlnească pe Hristos, care doresc să-L întâlnească și pe ceilalți tineri, care doresc să trăiască valorile, să se inspire din Sfânta Scriptură. Și atunci fiecare tânăr este important, începând de la numărul 1 până la 3.000, 3.500, 3.600, cât vor fi. Sunt bine primiți, îi îmbrățișăm și dorim să aibă o zi cu adevărat minunată. De această dată, parohia romano-catolică Sfântul Mihail din Săbăoan a organizat evenimentul având colaborarea celorlalte trei parohii din comună. Crucea tinerilor și icoana Maicii Domnului, preluate anul trecut de la tinerii din Frumoasa, au fost purtate de către tinerii din Săbăoan în procesiune spre altarul în aer liber, unde a fost celebrată Sfânta Liturghie. De unde sunteți? Din Pildești. Aproape, nu? Da. Cam cât sunteți veniți de la Pildești? În jur de 45. O zi de bucurie. Noastră nu sunteți români. Nu, sigur. Sunt din Spania. Din Spania? Și da. Ce faceți aici? Eu sunt frate de la școlilor creștine și predau spaniola în liceul La Salle. Sosiți din cele 156 de parohii ale diecezei de Iași, tinerii au ascultat mesajul episcopului, s-au rugat și au cântat împreună. Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie prezidată de preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. Va fi o binecuvântare dacă vom reuși să păstrăm această legătură cu tinerii și să-i putem așa însufleți în chemarea lor. Ei sunt viitorul nostru și sigur că lumea trebuie să aibă încredere în ei și să investească în ei. La Săbăoan, tinerii s-au întâlnit pentru a medita la tema mesajului Sfântului Părinte. Papa Francisc îndreaptă atenția tinerilor spre adunarea Sinodului Episcopilor din octombrie anul curent, dedicat tinerilor, credinței și discernământului vocațional, și invită să se pregătească pentru Ziua Mondială a Tineretului din Panama, care se va desfășura în ianuarie 2019. A fost o zi în care am simțit că Dumnezeu parcă este mai aproape de mine, de comunitate, de preoți. O zi în care L-am văzut pe Dumnezeu mai frumos, mai bun, mai tată. După liturghie a avut loc Festivalul Tinerilor, un program în cadrul căruia tinerii și-au putut manifesta talentul și entuziasmul. Anul viitor, la începutul lunii mai, Ziua Tineretului Catolic se va desfășura simultan în mai multe localități ale diecezei. Am revenit în studio cu invitații noștri, poate conturăm niște concluzii. Am intrat deja în atmosfera aceea a întâlnirii tinerilor de la Săbăoani. Părinte Felix, de ce o asemenea întâlnire și de ce Săbăoani?
Mă bucur că am revăzut imaginele de acest mare eveniment al diecezei de Iași. A trecut ceva timp de atunci, dar parcă a rămas acest entuziasm. Să spunem că deja este obișnuință. Noi cu tinerii ne întâlnim în fiecare an în formula aceasta, în prima sâmbătă din luna mai, la această întâlnire diecezană, cum o numim noi Ziua Tineretului la nivel diecezan. Încă din anii 1992 se organizează aceste ediții ale Zilei Tineretului, tocmai pentru că e ocazie extraordinară ca tinerii din toate parohiile diecezei noastre, din toată zona Moldovei, să se întâlnească, să se roage împreună, să participe la Sfânta Liturghie în jurul păstorilor, să aibă momente de comuniune, momente de sărbătoare, momente de muzică, tocmai pentru ca să întărească relațiile dintre ei, dar cu un lucru care rămâne la bază pentru totdeauna, faptul că se întâlnesc în jurul lui Iisus Hristos. Este o întâlnire de credință, dar și de sărbătoare, de entuziasm specific tinerilor. De ce, Săboan, cum se aleg localitățile acestea? Nu există un concurs, nu există neapărat o listă foarte lungă de parohii care să găzduiască. Ne gândim ca într-adevăr să fie parohii care să poată să organizeze un astfel de eveniment, iar localitatea Săboan cu toate parohiile care sunt în această localitate au organizat într-un mod extraordinar. E nevoie de un sprijin și al voluntarilor și al celor din întreaga parohie. Încercăm să fim și mai în centru diecezei, pentru că vin tineri care participă la acest eveniment începând din Bucovina până în zona Vrancei și atunci să nu se trebuiască să se deplaseze foarte mult, dar ceea ce este important, că tot timpul se organizează într-o parohie, într-o comunitate care îi primește cu brațele deschise pe tineri. V-am auzit în reportajul de la început cum ați declarat la începutul aceste întâlniri, că așteptați acolo 3.500 de tineri. Până la urmă, câți au fost? Au fost 3.500-3.600, punându-i la număr și pe tinerii din Săboan, pe care nu i-am numărat unul câte unul, așa din culisele organizării, când vin grupurile din parohii, trec pe la un centru de primire și acolo sunt înregistrați. Deci noi știm aproximativ câți tineri vin din fiecare comunitate, din fiecare parohie. În schimb, tinerii din parohiile gazdă nu reușesc să îi numărăm, pentru că ei sunt implicați în organizare, iar tineri în Săboan sunt destui de mulți. Deci am avut 3.500 și ceva de tineri. Marina Dogariu, tu ai participat la întâlnirea aceea de la începutul lunii mai la Săboan. Te-ai dus împreună cu tinerii care și câți ați fost? Am fost împreună cu tinerii de la mine din parohie, din parohia Sfântul Anton din Iași. Am fost aproximativ 20 de tineri și ne-am bucurat împreună de această sărbătoare. Și cu ce ați ajuns acolo? Cum ați mers? Cu părintele și cu un microbus care ne-a dus până acolo. Și până acolo ați cântat, v-ați rugat sau cum ați făcut? Desigur, de multe ori obișnuim să luăm chitări cu noi și atunci în microbus sau în autobuz se face o atmosferă foarte plăcută, cântăm, ne distrăm. Și cei 20 vă cunoașteți între voi, nu? Da, într-adevăr, participăm la multe activități împreună cu parohia, ieșim împreună, organizăm diferite zile, campusuri și atunci este legătură foarte strânsă între noi. O să ne spui mai târziu cu ce ai rămas de la Săboan și cum a fost întâlnirea aceea. Între timp aș vrea să-l întreb și pe Marius Mădălin Munteanu. Care a fost rolul tău la întâlnirea aceasta de la Săboan? Da, rolul meu a fost unul mai special, să spun așa. A trebuit să dirijez muzica evenimentului, orchestra și corul de tineri și să însuflețim prin cântare liturghia, momentul Sfintei Liturghii. Să spunem telespectatorilor că tu ai și pregătire în muzică. Ce anume ai făcut? Da, eu sunt absolvent de conservator, am terminat licența și masterul, specializarea canto clasic la Facultatea de Interpretare George Enescu Iași și am avut mai multe colaborări și cu opera din Iași și cu alte coruri importante. Și ești din Iași, chiar din Iași. Și sunt din Iași, din parohia Sfânta Tereza Pruncului Iisus. Ce a însemnat pentru tine să dirijezi orchestra și corul format numai din tineri? Da, a fost o responsabilitate foarte mare, pentru că știu ce înseamnă un astfel de eveniment. Și atunci m-am încărcat cu multă responsabilitate și cu mult curaj, imitând-o pe Maria, mama lui Iisus,
Și am pornit la drum, am făcut repetiții cam 2 luni de zile cu corul din Săbăoani. Am adunat toți tinerii din Săbăoani, i-am ascultat pe toți și am ales cei mai buni și am făcut un cor pentru acest eveniment. Și apoi a fost și lucrul cu Orchestra Catolică, orchestră care a debutat pe data de 5 mai anul acesta la sărbătoarea Ziua Tineretului. Și cei care au cântat în orchestră tot din Săbăoani erau? Nu, cei din orchestră sunt tineri catolici din toată zona Moldovei, sunt tineri absolvenți de conservator sau care studiază în continuare acum conservatorul sau liceul de muzică. Părinte Felix, 3500-600 de tineri, cât ați spus dumneavoastră, a însemnat organizare ca să fie primiți, ca să fie conduși, să participe la programul de acolo. Cine v-a ajutat în organizare? În primul rând, mare parte din ajutor și din organizare este dată de comunitatea care găzduiește acest eveniment, în cazul acesta cu localitatea Săbăoani, cu toate parohiile care fac parte din această localitate, deci ei sunt primii care cu mult timp în urmă pregătesc acest eveniment sub coordonarea Oficiului pentru Pastoreația Tineretului. Și la toate forțele din parohia gazdă, bineînțeles, se adaugă un număr semnificativ de voluntari, 80-90 de voluntari, tineri care, iată, și la acest eveniment, în mare parte erau din Săbăoani, fiecare fiind distribuit pe anumită responsabilitate, misiune, astfel încât toate aspectele acestei organizări să fie bine puse la punct. Tot timpul sunt lucruri de îmbunătățit, tot timpul la fiecare ediție ne trezim cu noutăți, astfel încât pot să spun că efortul pe care îl fac cei care sunt gazdă, părintele paroh, părinții vicari, chiar și autoritățile locale și mai ales efortul pe care îl fac și voluntarii este semnificativ, apasă pe umerii lor, dar tot timpul am văzut o mare bucurie în a organiza un astfel de eveniment. Între timp, telespectatorii pot să vadă derulând pe ecran și fotografii puse de colegii mei din studio, fotografii cu voluntari, cu tineri veniți din mai multe localități. Din câte localități au venit tineri? Trebuie să spunem că în dieceza de azi sunt 156 de parohii. Noi am înregistrat peste 100 de parohii. Semn că au mai venit tineri din alte parohii, dar poate n-au trecut pe la centru de primire sau din anumite motive nu au ajuns. Se mai întâmplă ca în zilele respective să fie unele hramuri în parohii și atunci poate tinerii nu ajung. Ne dorim să avem o ediție în care fiecare parohie să fie reprezentată. Și voluntari, câți ați avut? Voluntari au fost în jur de 90-100 de voluntari. Săbăoani, fiind o localitate destul de mare, a reușit să acopere acest număr de voluntari. În alte ediții cerem și acest ajutor din mai multe comunități. Dar 90-100 de voluntari e un număr de care e nevoie la aceste. Ei au venit mai înainte și au organizat. Ei fiind de acolo, au organizat dinainte aceste toate momentele legate de sărbătoare. Bineînțeles, zilele prealabile au fost intense și au participat la multe, multe ore și de formare ca voluntar, dar mai ales de muncă pentru a pregăti acest eveniment. Marina, ați ajuns acolo, cei 20 plecați din Iași. La care program ați participat? În ce a constat programul zilei? În primul rând, programul a început cu primire, am mers la primire. Am primit de acolo fiecare, ne-a ghidat spre un loc unde trebuia să stăm. Iar apoi programul a început cu Sfânta Liturghie, urmat de masă, de prânz, unde doamnele de acolo ne-au încântat cu niște sărmăluțe foarte bune, ca în fiecare an de altfel. Iar apoi, la final, am participat împreună la programul artistic și ne-am bucurat împreună cu tinerii din celelalte parohii. Ați intrat și în biserică, bănuiesc, acolo este o biserică mare. V-a impresionat biserica aceasta? Cu siguranță, biserica de la Săbăoani este una foarte frumoasă și mie personal îmi face mereu plăcere să intru acolo și să fac o rugăciune. Mă simt ca acasă, ca în casa Domnului. Programul, înțeleg că a început de vineri, seara, sau cum a fost programul?
programul început de vineri seara, obișnuim să pregătim această sărbătoare a tinerilor, ziua diocezană a tinerilor, și cu moment de rugăciune, moment de veghe, are loc de fiecare dată vineri seara, moment în care rugându-ne împreună cu un special, cu voluntare și cu toate persoanele care sunt implicate în organizarea evenimentului, îi încredințăm lui Dumnezeu pe toți tinerii care vor participa la evenimentul nostru. E un moment de comuniune cu Dumnezeu, de comuniune și între voluntari care a doua zi au mult de lucru, pentru ca în felul acesta să strângem comuniunea, să strângem rândurile și cu tinerii care participă la acest eveniment. Și a doua zi, deci, a fost înainte de liturghie și o cateheză. A doua zi, înainte de cateheză, de dimineață, în zorii dimineții, deja voluntarii se pregătesc la centrele de primire de foarte dimineață, sunt prezenți acolo pentru că sunt grupuri care vin de vreme, se pregătesc toate momentele. E un bun timp și de animare, de pregătire pentru tinerii care vin la acest eveniment, de un bun venit într-un fel, cu multă muzică, chiar și cu dans, putem să spunem chiar și înviorarea de dimineață, după care efectiv se intră în, să spunem, în tema zilei, în programul zilei, cu rugăciunea de dimineață, apoi cu o scurtă cateheză, cu momentul de pregătire pentru Sfânta Liturghie și după aceea, bineînțeles, Sfânta Liturghie și programul de după amiază. În centrul întâlnirii de sâmbătă, 5 mai, a stat liturghia aceasta cu cântare. Care e rolul muzicii, a cântării într-o astfel de celebrare? Sau, în general, care e rolul cântării în liturghie? Da, muzica liturgică are rolul de a înălța sufletul, de a înălța mintea și gândul către Dumnezeu. Iată, de asta avem mai multe tipuri de cântare, cântarea gregoriană, renumită pentru ridicarea minții omului la divin, spre divin. Avem și cântarea un pic mai tinerească. O astfel de cântare a fost și la Săbăoani. A fost o cântare însuflețită de mai multe instrumente, de orchestră, viori, flaut, saxofon, pian, orgă și tobe. Madalin, tu ai auzit că au fost 3600 de tineri. De ce crezi că au venit tinerii aceia la Săbăoani? Ce i-a motivat să ajungă acolo? Cred că i-a motivat dorința de a se reîntâlni unii cu ceilalți, de a fi aproape și de a se întâlni în numele lui Iisus. Marina, despre temă, ce poți să ne spui? În ce a constat această temă de la Săbăoani, tema întâlnirii? Tema a fost Nu te teme, Marie, căci ai primit har de la Dumnezeu. A fost o temă care, zic eu, s-a pliat foarte bine pe nevoile tinerilor din societatea de astăzi. În general, tinerii se tem foarte mult să vorbească despre credința lor, crezând că apoi vor fi dați la o parte, poate, de grupurile de prieteni sau grupurile sociale în general. Însă și Preasfințitul ne-a îndrumat să luăm exemplul Sfintei Fecioare Maria și de asemenea Veronicăi Antal, care au primit din tinerețea lor ceea ce Dumnezeu le-a dat, au primit o îndrumare și i-au acceptat. Deci tu zici, tema a fost legată de cuvintele care i-au fost adresate Mariei, nu te teme, de temeri. Tinerii se tem. Mi-ai spus că se tem să vorbească despre credința lor. Mai au și alte temeri? Voi de ce anume vă temeți? Cu siguranță. Cea mai mare temere, din punctul meu de vedere, este teama de persoanele din jurul tău. Nu neapărat că te vor răni fizic, însă în momentul în care te simți înconjurat de persoane care te resping, ai oarecare teamă să mai vorbești, să-ți spui ce gândești, să spui ceea ce simți. Eu cred că tinerii se tem și pentru viitor, pentru un loc de muncă, se gândesc la un loc de muncă după ce termină o facultate, se gândesc unde vor ajunge, unde vor lucra, dacă vor găsi un loc de muncă, dacă vor rămâne în țară, dacă vor pleca peste hotare, își pun tot felul de întrebări. Cred că sunt temeri. Teama pentru ziua de mâine, cu alte cuvinte. Da, este o teamă în rândul tinerilor. Se poate face ceva pentru a rezolva aceste teme? În opinia voastră, ce anume se poate face? Da, putem privi la Maria. Maria
a răspuns fără teamă la invitația Domnului de a deveni mamă, de a deveni mama lui Iisus. Am putea urma exemplul său și să spunem și noi, da, sunt prezent, iată-mă. Cateheza dinainte de liturghie, ce a tratat și cine a făcut-o? Mă bucur că Marina a specificat lucrul acesta. E clar că în centrul zilei a fost exemplu Sfintei Fecioare Maria, care a primit și acest îndemn al îngerului: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și apoi am avut și un exemplu, dacă putem spune, mai din zilele noastre, pentru că părintele Marius Bâlha este rector la Seminarul Franciscan din Roma. În cursul dimineții, la cateheză, a vorbit tocmai despre exemplu Veronicăi Antal, cea care a fost beatificată, a fost ridicată la cinstea altarelor. O tânără din timpurile noastre, putem să spunem, din zona noastră, din Moldova, de la Nisiporești, care a trăit într-un fel aceleași lucruri. În fața lui Dumnezeu nu s-a temut să spună da lui Dumnezeu și a trăit credința în fiecare moment, s-a implicat în viața comunității și a avut curajul să meargă până la capăt, păstrându-și credința și curăția, și a dăruit și viața. Și această cateheză a avut într-un fel și rolul de a pregăti pe tineri pentru acest mare eveniment al beatificării acestei tinere din zona noastră. Ce vă spune vouă viața Veronicăi Antal? Că se poate. Se poate să trăiești în credință, se poate să trăiești cu Dumnezeu, alături de Dumnezeu, se poate face orice atâta timp cât ai încredere în El. Madalin, ție ce spune? Veronica Antal este un exemplu puternic pentru noi tinerii. Acel drum pe care îl străbătea zilnic de la Nisiporești la Hălăucești pentru a participa la Sfânta Liturghie ar trebui să ne pună și nouă un semn de întrebare și să ne gândim dacă noi în ziua de azi nu am putea face și noi mai mult pentru a fi prezenți mai des alături de Iisus. Spuneam că în centru a stat liturghia, acolo ați cântat, v-ați rugat. Dacă e să tragem concluzie la întreaga întâlnire de pe 5 mai, întâlnirea tinerilor de la Săvoani, întâlnire diecezană, cu ce rămânem din această întâlnire? Cu foarte mult curaj. Am primit curaj de la tinerii din jurul nostru, am trăit împreună curajul, am împărtășit momente frumoase și am rămas cu multă bucurie și curajul de la finalul zilei. Eu rămân cu amintiri foarte frumoase și cu relații foarte puternice. Am adunat relații puternice cu tinerii din Săbăuani, cu care am colaborat foarte frumos, cu preoții cu care am colaborat, cu părintele paroh, cu părintele Irinel Iosub, cu părintele Marius Ilie și părintele Tiberiu Iancu. Din punct de vedere al organizatorului, cu ce rămânem din această întâlnire? Aș avea multe de spus, încerc să sintetizez. Cred că primul mesaj ar fi acesta, că biserica încearcă, face efort, uneori reușește, uneori nu reușește să fie aproape de tineri și să-i ajute pe tineri să țintească foarte sus, să aibă idealuri mărețe. Apoi că biserica încearcă să-i încurajeze pe acest drum care nu este ușor, iată, tinerii doar câteva aspecte au puntat și au zis că există multă frică în viața tinerilor, există multă suferință. Biserica încearcă să fie aproape și pe de altă parte biserica încearcă să învețe de la tineri, pentru că are foarte mult de învățat de la tineri. De ajuns să ne gândim la tineri care sunt aici, au participat la acest eveniment, au dat ore, zile din viața lor ca să vină la acest eveniment, să fie un eveniment frumos. Deci sunt tineri care pot oferi mult bisericii și societății. Întâlnirea viitoare, 2019, cum va fi? Unde trebuie să explicăm puțin, schimbăm puțin strategia. Pe scurt, că suntem chiar aproape de final. Încercăm anul viitor să facem această întâlnire în aceeași zi, dar în mai multe centre decanare, protopopiate sau decanate, astfel încât să participe cât mai mulți tineri și să avem ocazia să îi întâlnim și să fie și mai multă formare. Deci anul viitor în aceeași zi, tinerii, un număr chiar mai mare, se vor întâlni în mai multe parohii din dieceza de Iași. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune, tineri, părintele, pentru impresiile împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, ați rămas cu noi jumătate de oră, am vorbit despre întâlnirea tinerilor de la Săvoani, o întâlnire în care tinerii s-au regăsit în rugăciune, în cântare, în liturghie, în a fi cât mai aproape de Mântuitorul nostru. Ne revedem peste 2 săptămâni, până atunci, numai bine!